Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Începem următorul episod, chiar de aici, de pe Alea Modrogan numărul 1. Suntem, bineînțeles, cu istoricul nostru Mihai Burcea și vorbim despre întâmplările și despre momentul în care am întors armele. Salut, salut! Da, ne aflăm în fața vilei Filipescu Brâncoveanu, de pe Alea Modrogan numărul 1. În perioada comunistă, strada s-a chemat Ștefan Gheorghiu, deci din 48 până în 89, iar în perioada interbelică, Alea Eliza Filipescu. Mă rog, i s-a mai spus și Alea Vulpache. Este o clădire, un conac ridicat undeva la începutul secolului 20 de către boierii Filipescu, boierul Alexandru Filipescu, fiul altui boier, Ion Filipescu Vulpache, de aici și denumirea Aleii de Vulpache. O vilă care a fost ridicată, el n-a mai apucat să stea în ea, la fel ca în Palatul Sturza, dar imediat după ce a murit în 1916, în această vilă a locuit Constantin Basarab Brâncoveanu, unul dintre verisei, un fel de moștenitor. Brâncoveanu care, din cauza unor probleme financiare în perioada anilor 20-30, a girat creditele cu această vilă. N-a reușit să-și achite această jenă financiară și atunci imobilul a intrat în patrimoniul primăriei. Trebuie spus că cu acest conac a debutat parcelarea Filipescu. Aici suntem într-o parcelare din nordul capitalei și odată cu ridicarea acestui conac și în jurul său au început să răsară vile, vilele protipendadei, ale burgheziei din Belle Époque la începutul secolului 20, să zicem, și după aia din perioada interbelică. Vila a ajuns, așa cum spuneam, în posesia primăriei, când s-a schimbat aici guvernarea în timpul regimului național legionar, după ce regele Carol al II-lea a fugit din țară cu Elena Lupescu, o mulțime de oameni s-a strâns în fața vilei aici. Există și o fotografie în presa vremii, sperând să vadă bunurile pe care le deținea Elena Lupescu, pentru că se consideră că aici a locuit Elena Lupescu. Să zicem că există un sâmbure de adevăr, pentru că vis-a-vis, peste drum de Alea Modrogan, se găsește palatul lui Max Auschnitt, adică un industrial. Cel din dreapta. Da, cel din dreapta. Deci din dreapta ambasadei Indoneziei, un pic în dreapta, palatul, o să trecem prin față. Da, palatul lui Becali, cunoscut în popor. Și pe sub palat, această stradă este traversată de un tunel, care se spune că duce chiar aici în conacul din Alea Modrogan numărul 1. Și să zicem că există un sâmbure de adevăr, se spune, mă rog, legenda spune că jucau poker ori aici în acest imobil, ori în imobilul lui Max Auschnitt, Carol cu camarila sa, jucau poker, bineînțeles pierdeau, Max Auschnitt, Malaxa, Puiu Dumitrescu și așa mai departe, toată camarila pierdeau pentru ca apoi să obțină furnituri din partea stat, contracte cu statul. Și revenind, de ce suntem în fața acestei vile cu momentul 23 august, pentru că la momentul 23 august 1944 aici se afla comandamentul militar al capitalei. De aici au fost coordonate trupele din București care să anihileze din zona germană, dar și cele care luptau în nord la Băneasa, cât și în sud. De aici au fost emise ordinele. Din păcate, nu avem o perspectivă prea clară asupra conacului, pentru că este înconjurat de vegetație și de foarte mulți copaci, foarte bine, așa. Exact. Da. După 1990, imobilul s-a aflat în custodia secției gospodării de partid, iar după 1990 a fost preluat de RAPPS. În 1990 aici se găsea sediul central al Frontului Salvării Naționale. După ce s-a despărțit FSN-ul în FDSN și apoi PDSR, și pe de-o parte a rămas FSN-ul lui Băsescu și Petre Roman, iar pe de altă parte PDSR-ul lui Iliescu și Năstase, aici a rămas sediul Partidului Democrat, ulterior Partidul Democrat Liberal. După fuziunea Partidului Democrat Liberal cu Partidul Național Liberal, acesta a devenit sediul principal al Partidului Național Liberal, ceea ce este și astăzi, sediul principal al PNL-ului. Revenind la momentul 23 august 44, aici comandamentul era condus de către generalul Iosif Teodorescu, iar șeful al statului major al CMC-ului era colonelul Dămăceanu, colonelul adjutant Dămăceanu. Colonelul Dămăceanu fusese implicat în complotul politico-militar de răsturnarea lui Ion Antonescu, fusese implicat adânc în numeroasele întâlniri conspirative pe care regele le-a avut cu diferiți fruntași politici ai PNC, PNL, PSD și PCR. Dar Iosif Teodorescu, comandantul, nu luase parte la aceste pertractări, la aceste conciliabule, dar fusese sondat, se știa dacă se poate conta pe el sau nu. E, ori în ziua de 23 august 1944, după ce Dămăceanu a venit de la palat, în jurul orelor 18:30, a venit aici la comandament, a emis parolele de prealarmare și alarmare a CMC-ului, respectiv pajura și stăjarea de extremă urgență și imediat toate trupele din București au fost alertate. Foarte multe trupe din București au formate, unități militare au formate din recruți, într-adevăr, nici nemții nu aveau niște unități de elită, dar nici noi. Și luptele s-au purtat mai mult între recruți, între trupe de strânsură, să zicem. Pentru că, evident, majoritatea trupelor disponibile erau trimise pe front. Statul major românesc și comandamentul militar al capitalei făcuse eforturi pentru ca mai multe regimente și divizii să nu, de recrut să nu fie trimise pe front. Și au reușit să le păstreze în țară, în special în Moldova, Valea Prahovei și aici în București, să le mențină în interiorul țării pentru a nu fi trimise și decimate pe front. Și aceste trupe de instrucție, de recruți, se spune că ne-au salvat la momentul 23 august. Din păcate, astăzi, în zilele noastre,
partea, să zicem, nordică a curții, pentru că conacul este împrejmuit de o mare curte, în spate se aflau și grajdurile. Cealaltă parte, dinspre ambasada Ucrainei, a fost vândută de RAPPS în urmă cu câțiva ani. Un dezvoltator imobiliar a preluat o parte din curte și pe ultimele zile de mandat ale Gabrielei Firea s-a modificat puzul și au dat voie unui dezvoltator imobiliar să ridice un ansamblu rezidențial chiar în curtea conacului din Alea Modrogan numărul 1. Există procesul, am înțeles că s-a câștigat, primăria a câștigat în primă instanță procesul și se pare că va fi o mare problemă, pentru că dacă va câștiga și la apel, dezvoltatorul va trebui să ori să demoleze el, ori primăria va trebui să intervină în forță. Bun, asta e cu prezentul. Să o luăm un pic spre Alea Alexandru. Toată această zonă, la momentul 23 august 1944, era garnisită, era împânzită de unități militare românești și unități militare germane. Era o forfotă întreagă de militari. Aici, pe Alea Alexandru, să zicem, existau locuințe private ale ofițerilor germani. În Alea Alexandru 23, unde vom merge acum, exista o filială a misiunii militare germane din România. Apoi, pe Alea Alexandru 33, se găsea sediul Gestapo. În istoriografia actului de la 23 august s-a făcut o confuzie de-a lungul vremii. S-a considerat că sediul Gestapo din București s-a aflat în Alea Alexandru numărul 23, adică locul pe care s-a instalat primul comitet central al Partidului Comunist Român, unde vom merge acum. Dar acolo, pe Alea Alexandru 23, se găsea doar sediul, era o filială a misiunii militare germane din România, deci nu era Gestapo. Gestapo era un pic mai sus, pe Alea Alexandru numărul 33. Da, acum trecem pe aici, prin fața palatului lui Max Auschnitt, industriașul Auschnitt, care, vă spuneam, este bine cunoscut ca palatul lui Becali. A fost preluat imediat după anul 2000, 2006, 2005 sau nu mai știu. Da, există și o plăcuță. Și acum pur și simplu o să ocolim, o să intrăm pe Alea Alexandru, o arteră care nu și-a schimbat deloc denumirea, a rămas cu această denumire încă din perioada interbelică. Și așa cum vă spuneam, pe Alea Alexandru numărul 6, de pildă. Da, la numărul 6 se găseau de asemenea locuințe private ale ofițerilor germani. Exista și un comandament german pe Alea Modrogan și, așa cum spuneam, unitățile românești erau intercalate aici, în acest perimetru, cu sedii ale oficinilor germane, să zicem, și de spionaj, ale instituțiilor germane acreditate la București, misiunea militară germană de uscat, misiunea militară germană a marinei, condusă de amiralul von Tillesen, Gerstenberg, misiunea militară a aerului, nu avea aici, avea la Hotel Princiar și pe strada Ilfov, sediul judecătoriei sectorului 3, unde vom merge într-o altă zi. Și aici, în Alea Alexandru numărul 23, unde vom merge la sediul ambasadei Poloniei, în seara zilei de 23 august, au venit toate aceste obiective germane din zona au fost blocate chiar în seara zilei de 23 august, pentru că comandamentul militar al capitalei, acest Dămăceanu, colonel Dămăceanu, pregătise ordinul de operații prin care să fie preluate obiectivele germane, obiectivele românești ocupate, iar obiectivele germane blocate. Și majoritatea obiectivelor germane din această zonă au fost blocate, n-a fost nevoie să fie blocate cu foc, pentru că au fost luate cu asalt imediat și nu s-a făcut vărsare de sânge. Obiectivele au fost preluate de regimentul de gardă călare al colonelului Marcel Olteanu și majoritatea au fost anihilate în noaptea de 23-24 august. Iar aici, în Alea Alexandru numărul 23, comuniștii, prin Bodnăraș, Pătrășcanu și Constantin Agiu, Magheru și așa mai departe, au venit, s-au instalat aici și au rămas aici, în acest sediu, timp de 2 ani, cam așa, între 23 august 1944 până în 1946-47, cam așa. Pentru că din anul 1948, sediul Comitetului Central se mută un pic mai sus, tot pe Alea Modrogan, unde astăzi se află Ministerul Afacerilor Externe. Acolo și-a aflat sediul Comitetului Central până în anul 1958. Deci cam tot în acest perimetru. Iar din 1958, sediul Comitetului Central vine în Piața Revoluției, acolo unde și-a găsit și sfârșit în 22 decembrie 1989. Acolo e aceasta sediul. Aceasta e 21, numărul 21. Da, și următoarea este 23. Din acel balcon au vorbit și Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu, mă rog, Nicolae Ceaușescu, de fapt, pentru că în momentul intrării trupelor sovietice în București, comuniștii și foarte mulți din cetățenii orașului au ieșit pe străzi pentru a întâmpina armata sovietică. Primele avangărzi au sosit în ziua de 30 august și în ziua de 30 august comuniștii au făcut un mare meeting în piața universității și au întâmpinat pe militarii sovietici pe străzi, prin zona Colentina, au intrat pe la bariera Colentina și apoi pe străzile din centrul capitalei. Iar după aia au fost la meetingul din piața universității, au venit aici în Alea Alexandru, pentru că aici se afla sediul Comitetului Central al PCR și a fost tot așa o manifestație, o mică demonstrație și există și o fotografie cu Ceaușescu în balconul acestui imobil. Dacă veniți un pic,
Cred că ăsta e unghiul. Să ne uităm un pic dacă nu există cumva și pe partea cealaltă, balcon. Eu știu că ăsta e. Da, dar știu că balconul este din piatră în fotografie. Casa mai are o poveste tragică, terifiantă. Imediat după ce au preluat imobilul, s-au instalat aici, evident s-a instalat și secția administrativă a Comitetului Central, condusă de Gheorghe Pintilie, Pantiușa, cel care avea să fie primul șef al securității până în anul 1948, când s-a înființat. În anul 1945, aici au fost aduși câțiva indezirabili ai partidului, adică unii dintre cei care colaboraseră cu siguranța în timpul războiului, cei care, să zicem, trădaseră cauza în timpul războiului. Și printre aceștia se aflau doi activiști de partid mai puțin cunoscuți, dar și Ștefan Foriș, liderul Partidului Comunist din timpul războiului. Cel care fusese sechestrat de ai săi în ziua de 4 aprilie 1944 și în locul său se instalase o troică formată din Pârvulescu, Rangheț și Emil Bodnăraș. Și pe el l-au sechestrat, l-au tot plimbat prin București, prin diferite case conspirative ale partidului, iar în 1945-46 l-au adus aici, după ce ținuse și pe la siguranță puțin și prin diferite imobile. Și în 46 l-au adus aici, în Alea Alexandru 23, în subsol, iar la un moment dat s-a făcut o ședință la secretariatului Comitetului Central, în care s-a pus în discuție ce facem cu Ștefan Foriș. Și s-a votat că trebuie să ne dispensăm de el, să-l lichidăm. Executăm. Da, da. N-au folosit asemenea cuvinte abrazive, dar cumva să ne dispensăm, să scăpăm. Gheorghe Pintilie, evident, un soldat disciplinat al partidului, imediat a trecut la executarea ordinului, din dispoziția directă a lui Dej, pentru că el a transmis ordinul, și în subsolul acestei case au fost asasinați și ceilalți doi activiști de partid și Ștefan Foriș, cu o rangă în cap. Nu Gheorghe Pintilie cu mâna lui, ci șoferul său, un anumit Neciu, dacă mi-amintesc. Deci acesta i-a dat cu ranga în cap, după aia el l-au făcut scăpat undeva peste graniță în Uniunea Sovietică. L-au îngropat aici, tot aici, în Alexandru 23, deci chiar în sediul Comitetului Central, da, okay. Chiar în subsol. În subsol, da. În 1968, Ceaușescu vrând să demaște abaterile și crimele din timpul regimului Gheorgheu, deci, mă rog, nu era el mânat în luptă de adevăr și dreptate, ci de faptul că vrea să-l șunteze pe Alexandru Drăghici, cel care era contracandidatul său la conducerea partidului și îl vedea ca pe un posibil oponent, era și vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și membru secretariat, și îl percepea ca principalul dușman politic. Și ca să scape de el, a făcut toată această poveste, această comisie care a elaborat un raport privind abuzurile și crimele săvârșite în perioada lui Gheorghe Udej, și în acest raport s-a regăsit și acest eveniment tragic din 1946, când Ștefan Foriș a fost asasinat aici, în beciul din Alea Alexandru 23. La momentul elaborării raportului, deja aici se afla ambasada Poloniei, Comitetul Central și organele de securitate au făcut diligențele către ambasada Poloniei pentru a deschide curtea și a permite săpătorilor să pătrundă în imobili pentru a săpa în curte. Și într-adevăr s-au executat săpături și există astăzi, în zilele noastre, poate fi accesat acest dosar al crimei din 1946, dezvăluit în 68, și cu fotografiile celor trei asasinați, cu craniile lor și osemintele așezate pe niște ziare. Fotografiate tot în beciul ambasadei Poloniei din Alea Alexandru numărul 23. Și asta a fost un fel de capac pe sicriu. Asta a fost una din numeroasele crime pe care i s-au imputat și lui, deși Drăghici nu era în conducerea partidului în 1946, dar a fost introdusă pe raport ca să prindă bine la număr. Evident, în 1968 au fost reabilitați și Ștefan Foriș și alți activiști de partid, și Ana Paucăr și cei care au fost asasinați în URSS, și toată această campanie de reabilitare, Ceaușescu s-a folosit de ea pentru a-l marginaliza pe oponentul său politic, pe Alexandru Drăghici, care în urma acestui raport a fost îndepărtat și din vila sa din cartierul Primăverii, și din funcțiile ocupate la guvern, și din funcțiile ocupate la partid. Da, au scăpat. Exact, da. Și a rămas pensionar până la Revoluție. Se pare că vila se păstrează în condiție perfectă. Ambasada Poloniei are grijă foarte mare de ea. Tot din Alea Alexandru 23, la 23 august 1944, fiind nou sediu al Comitetului Central, aici au fost chemați cetățenii capitalei pentru a se înrola în formațiunile de luptă patriotică. Acestea erau era gruparea paramilitară a Partidului Comunist, care activase în clandestinitate. Nu avusese mari acțiuni, tăieri de cabluri, spargeri de cauciucuri la ofițeri germani. Bun, dar astea se petreceau cu moartea, totuși. Adică pentru că era lege marțială, erau uniții speciale și stare excepțională pe timp de război. Iar pentru așa ceva, alții au fost condamnați, niște copii, de exemplu, niște adolescenți au fost condamnați la moarte pentru că au împărțit niște bilete pe care se iau pace și jos războiul. Dar minte pentru sabotaj pe timp de război. Bun, și aceste trupe paramilitare, formațiunile de luptă patriotice, și-au avut și ele sediu tot aici, în Alea Alexandru 23. Cetățenii capitale au fost chemați aici la sediul Comitetului Central din Alea Alexandru 23 pentru a se înrola în aceste formațiuni de luptă patriotice, și ele au avut, să zicem, câteva sute de membri care au ajutat trupele române la luptele din București până în cele 5 zile de lupte, cu muniție, cu hrană,
Uneori s-au angajat și în strângerea prizonierilor, în păzirea lor, în eliberarea prizonierilor sovietici. Deci au avut, să zicem, și ei o contribuție, da, nu majoră, nu determinantă, evident, dar au avut o contribuție, să zicem, mai în spatele. Da, 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 de mai mult pe logistică și ariergardă. Formațiunile de luptă patriotică după aia s-au desființat oficial în toamna lui noiembrie 1944, dar au continuat să funcționeze neoficial până la preluarea puterii de către comuniști. Neoficial au strâns, strângeau informații, sau cu strângerea informațiilor, armament, în cazul în care se pregăteau să preia puterea și în cazul în care preluarea puterii nu urma să fie pe cale pașnică, aveau să reactiveze rețeaua de paramilitare și de arme, muniție și așa mai departe. Dar au preluat-o pe cale pașnică în 6 martie 1945 și cu ajutorul lui Vâșinski, care venise din Uniunea Sovietică la București să calmeze lucrurile și să instaureze noul guvern Petru Groza. Suntem în Piața Victoriei numărul 1, în fața clădirii guvernului, Palatul Victoria, cum este cunoscut în zilele noastre, opera arhitectului Duiliu Marcu, cel care a realizat planurile și Palatului CFR, Ministerul Transporturilor de astăzi, din fața Gării de Nord, Palatul Președinției, Consiliului de Miniștri din perioada războiului și ulterior în perioada comunistă, pentru că guvernul și-a avut sediu aici și în perioada comunistă, o bună parte din anii 50, 60, 70. A fost ridicat în perioada 1937-44, însă, din păcate, din cauza bombardamentelor aviației anglo-americane și aviației germane imediat după 23-24-25 august, a suferit grave avarii și astfel lucrările de construcție au fost reluate imediat după 1945 și au durat până undeva în 1951-52. Trebuie spus că pe esplanada Palatului Victoria, deci exact unde avem astăzi această pajiște, se afla Palatul Sturza, care a fost sediul Ministerului Afacerilor Străine, Ministerul Afacerilor Externe, din 1904 până în 1944-43-44. Palatul Sturza a fost ridicat de boierul Grigore Sturza, îi se mai spunea Beizadea Vițel, pentru că obișnuia să dimineața să facă genoflexiuni cu un vițel în brațe și să alerge cu un vițel, cu un vițel în cârcă, pardon. Și de aici și porecla Beizadea Vițel, Grigore Sturza fiind băiatul fostului domnitor Mihail Sturza din secolul 19, deci deceniul 4-5 din Moldova. Grigore Sturza a ridicat acest palat, Palatul Sturza, îi se spunea prăjitura din capătul podului, pentru că era un stil eclectic foarte ciudat, nu poate fi încadrat în niciun stil arhitectonic. Deci această prăjitură din capătul podului a fost terminată undeva prin 1903, deci lucrările au fost între 1897-1903, dar el a murit, n-a mai apucat să locuiască în palat și urmașii săi au fost nevoiți să vândă acest palat statului. Și imediat după aceea, guvernul a instalat aici, după achiziționarea imobilului, Palatului Sturza, guvernul a instalat aici Ministerul Afacerilor Străine. La fel, Palatul Sturza a fost afectat grav de către aviația anglo-americană și aviația germană și la fel a suferit foarte mult în timpul bombardamentului și, din păcate, autoritățile au luat decizia de a-l demola. Acest palat oricum trebuia demolat pentru că el se afla exact la câțiva metri de fațada Palatului Victoria și era foarte ciudat, ar fi fost foarte ciudat să fie... Adică îi acopera și fațada. Da, și fațada, exact. Și ar fi fost foarte ciudat să fie două clădiri în spatele celălalt, având și aceeași destinație guvernamentală. Dar există fotografii din perioada 44-45, când, să zicem, de exemplu, un meeting în 7 noiembrie 44, când comuniștii celebrează aici, în Piața Victoriei, Revoluția Bolșevică din Rusia și cei care vorbesc, susțin locuțiunile, vorbesc chiar din balconul Palatului Sturza, Ana Paucăr, Gheorghiu, Dej și așa mai departe. Deci el a mai supraviețuit până în 1946 și după aia s-a luat decizia demolării lui. Apoi, Palatul Victoria, Președinția Consiliului de Miniștri, în perioada comunistă aici și-a avut loc sediul guvernul, iar ulterior, în anii 80, aici a venit și CNST-ul, Consiliul Național pentru Știință și Învățământ, Consiliul Național pentru Știință și Tehnică, dacă mi-aduc bine aminte. Iar în 1990, imediat noile autorități instalate după Revoluție, au luat decizia, Ion Iliescu, președintele, noul președinte, a luat decizia de a se instala aici, în clădirea din Piața Victoriei numărul 1. El nu a vrut să pupe Palatul Primăverii pentru a nu avea o conotație negativă, pentru a nu-și începe mandatul cu o imagine negativă, că uzurpează, că preia imobilele fostului dictator. Și nici la Palatul Cotroceni n-a vrut să se instaleze inițial și a ales această clădire, Palatul Victoria. A și dormit aici în anumite nopți pentru că au fost frământări în primele 6 luni din 1990, 3 mineriade în 6 luni, manifestații în permanență. Și de atunci, din 1990, Palatul adăpostește sediul Guvernului României, în Piața Victoriei numărul 1. Bineînțeles, clădirea a cunoscut multe proteste, începând cu 2000. A văzut multe, da. Aici în fața ei. Începând cu 2017, protestele din fața Palatului Victoria s-au întețit. De regulă, protestele aveau loc în piața universității,
și participanții mergeau în marșul către Piața Victoriei, dar nu se strângeau aici în inițial. Aici de obicei veneau sindicaliștii, cei din sindicate, și protestau direct în fața guvernului. Clădirea a fost de asemenea la mineriada din septembrie 1991 a fost vandalizată pentru că minerii fuseseră veniseră pentru revendicări profesionale și fuseseră ținuți de către premierul de la acea vreme, Petre Roman. Fuseseră ținuți în mijlocul Pieței Victoria pe o căldură infernală, cam ca cea din zilele noastre. Și la un moment dat și-au pierdut cumpătul pentru că premierul nu vrea să stea de vorbă cu ei și pur și simplu s-au luat la harță cu jandarmii și ulterior a urmat devastarea clădirii guvernului pentru că trupele de jandarmi formate din militari în termen n-au putut să facă față unor detașamente muncitorești de mineri, de 4-5 mii de mineri lăsați în foame și sete în Piața Victoriei și au intrat și au vandalizat și clădirea guvernului, i-au dat foc, au reușit până la urmă să tempereze lucrurile, dar... Din nou, clădirea guvernului a fost afectată. Trebuie spus că, inițial, pe fațada din dreapta și din stânga clădirii se aflau niște basoreliefuri din marmură de Carrara, dar ele au fost grav avariate în bombardamente din 1944 și astfel s-a luat decizia de a fi decopertate și astăzi avem aceste plăci de travertin. Ce ar mai fi de spus? Da, într-adevăr, se văd tot felul de guri de aerisire, subsolul guvernului leagă măruntaiele Bucureștiului, sunt tot felul de canale care leagă clădirea guvernului de Palatul Parlamentului, să zicem, și de fosta reședința lui Ceaușescu din primăverii 50. Și de asemenea există foarte multe culoare în subsolul guvernului pentru că aici se găsește și arhiva guvernului României, deci toate stenogramele ședințelor Consiliului de Miniștri din perioada comunistă și de după 1989 sunt în subsolul guvernului. De asemenea, tot aici la parter se găsesc arhivele diplomatice ale României, care țin de Ministerul Afacerilor Externe, și de asemenea arhivele diplomatice au mii și mii de dosare în subsolul clădirii guvernului. Din câte am înțeles, se vor muta în cursul acestui an sau la anul, pentru că nu mai fac față, s-au adunat foarte multe dosare în depozitele lor și sper și eu ca măcar în ultimul ceas premierul României să dispună ca o parte din arhiva guvernului să meargă la arhivele naționale exact acolo unde e loc. Și revenind un pic la 23 august 44, Palatul Victoria și Palatul Surza au fost grav afectate de bombardamente. La acea vreme principalele birouri ale guvernului nu se mai aflau aici pentru că fusese dispersate la Palatul Snagova, acolo unde se găsea și Ion Antonescu, în Palatul Principelui Nicolae. În schimb, aici se găseau o parte din aparatul de lucru. La momentul arestării lui Ioan Antonescu, aici se găsea secretarul general al guvernului, Ovidiu Blădescu, și alți câțiva demnitari care pur și simplu au fost extrem de surprinși în clipa în care au aflat că Ion Antonescu fusese arestat la Palatul Regal. Nu au putut să reacționeze. Ministrul de interne de la acea vreme, Dumitru Popescu, se afla la Săftica, era bolnav, dar despre asta vom vorbi un pic mai încolo, pentru că vom merge un pic mai în jos, pe Calea Victoriei, unde se află Palatul Culei, Palatul Cantacuzino, reședința Ministerului de Interne de la acea vreme. Și vom dezvolta pe marginea absenței ministrului de interne în freamătul evenimentelor de la 23 august. Suntem în fața Palatului Culei, Palatul Cantacuzino. Palatul Culei pentru că intrarea principală este străjuită de doi lei. N-am să vorbesc despre stilul arhitectonic, este opera arhitectului Ion Berindei. Am să vorbesc despre însemnătatea sa istorică a clădirii. Aici și-a avut reședința Guvernului României, președinția Consiliului de Miniștri la sfârșitul anilor 30 și începutul anilor 40. În debutul Guvernării Naționale Legionare, Ion Antonescu și-a stabilit reședința Guvernului aici. Deci din 5-6 septembrie, să zicem, 1940, până la sfârșitul 1 octombrie, Ion Antonescu chiar a dormit aici, în Palatul Cantacuzino. El ulterior s-a mutat la președinția Consiliului de Miniștri la Palatul Victoria, unde am fost mai devreme. Și acolo l-a prins rebeliunea legionară, deci în zilele 21 și 22 ianuarie 1941, dar a apucat să stea aici timp de aproape o lună, în septembrie-octombrie 1940. Trebuie spus că imediat după ce s-a instalat aici în septembrie 1940, a beneficiat la ușa cabinetului său de o gardă legionară în permanență. Cabinetul său era străjuit de doi legionari. Chiar și după desființarea poliției legionare, garda s-a aflat acolo până în debutul rebeliunii legionare din ianuarie 1941. Și abia în debutul rebeliunii, garda legionară a fost schimbată cu jandarmi de la subsecretariatul de stat al jandarmeriei. Ce putem spune este că, bineînțeles, toată lumea știe în București acest palat princiar, să zicem, este opera lui Cantacuzino Nababul, cel care a fost președinte al Consiliului de Miniștri, premier al României, dacă mi-aduc bine aminte, în debutul secolului 20. Nababul, care era cel mai bogat om după regele Carol I, acest palat, ulterior, după moartea Nababului, a ajuns în anii 30 în posesia Marucăi Cantacuzino și a lui George Enescu, pentru că au fost căsătoriți. Iar în perioada comunistă, palatul a avut o destinație pentru o asociație obștească de profil, Uniunea Muzicologilor din Republica Socialistă România, Republica Populară Română.
Și în momentul de față, teoretic, adăpostește Uniunea Compozitorilor din România, dar după cum se vede, el se află într-o permanentă renovare, restaurare. Da, din păcate, firma care se ocupă cu restaurarea nu s-a achitat bine de sarcini, ministerul a vrut să rezilieze contractul, dar nu știu cum s-au înțeles să continue. Și iată, avem deja de vreo 3-4 ani de zile, plele stagnează și acest gard superb din fier forjat a rămas în continuare sprijinit în niște bucăți de lemn. Să sperăm că nu va avea loc un accident. În spate există și o curte mai spațioasă. Antonescu chiar dormea aici, el locuia pe strada Paharnicului până la venirea la guvern. După aia a locuit, așa cum am spus, o perioadă aici cu soția sa, cu Maria Antonescu. De asemenea, în 1941 a locuit cu soția și o perioadă scurtă de timp în Palatul Victoria, iar apoi în 1941, mi se pare în timpul luptelor de la Odessa, i s-a alocat vila lui Nae Ionescu de la Băneasa, Nae Ionescu care încetase din viață cu un an în urmă. Și astfel Ion Antonescu în perioada 41-44 și-a avut reședința oficială în vila lui Nae Ionescu de la Băneasa. Ulterior, după începutul bombardamentului, a fost nevoit să plece la Snagov, așa cum am spus, în vila Weber, inițial în aprilie-mai 44 și după aia la Palatul Snagov, Palatul Prințului Nicolae. Da, deci această clădire a văzut multe, să spunem, în epocă și la momentul 23 august 1944 aici și avea sediul Ministerul de Interne. Ministrul nu era în sediul la acea vreme pentru că era bolnav și avea reședința la acel moment în Săftica. Tot la Săftica, unde își avea reședința și baronul von Killinger, deci ministrul plenipotențial și trimisul Führerului în România, baronul von Killinger. De acolo, de la Săftica, a venit Killinger la sediul legației germane, după ce a primit informații că Ion Antonescu și Mihai Antonescu au fost arestați în Palatul Regal. Venind de la Săftica, i-a convocat pe toți consilierii și generalii la sediul legației germane și ulterior s-a dus la Palatul Regal pentru o audiență și pentru a lămuri lucrurile. Dumitru Popescu Codiță, cel care a fost ministru de interne în perioada lui Ion Antonescu. Culmea este că tocmai ministrul de interne din timpul războiului nu a fost condamnat la pedeapsa capitală în timpul proceselor care au avut loc ulterior la Tribunalul Poporului în 1945-46. El a primit doar o condamnare de 10 ani de închisoare. În schimb, șeful jandarmeriei, subsecretarul de stat, generalul Constantin Vasiliu, Pichi Vasiliu, a fost condamnat la moarte și a fost executat împreună cu Ion Antonescu, Mihai Antonescu și Gheorghe Alexianu în Valea Piersicilor în iunie 1946. De ce nu a fost inclus în acest proces Dumitru Popescu? Pentru că el a avut o atitudine oarecum favorabilă multor oponenți ai regimului din acea vreme. Intervenea pentru eliberarea lor din lagăr, de exemplu în cazul Tudor Alghezi, după ce a scris acel pamflet împotriva lui von Killinger, și în mai multe cazuri, și astfel și-a creat o imagine foarte bună în rândul oponenților guvernului. Și astfel, să zicem, a scăpat de brațul legii imediat după întoarcerea armelor. Sediul Ministerului de Interne, la momentul 23 august 1944, după arestarea antoneșilor, cei de aici din minister, locotenent colonelul Mădârjac, a fost informat asupra evenimentelor de la Palat și, la fel, Mădârjac a refuzat să intervină, să dispună ca trupele de jandarmi să intervină la Palatul Regal și pentru a elibera pe cei doi. Deci, de la guvern, Ovidiu Vlădescu a refuzat să intervină, de la Ministerul de Interne, Mădârjac a refuzat să dispună ca trupele de jandarmi să fie dislocate către Palatul Regal și pentru a-l elibera pe Ion Antonescu. Toată lumea se aștepta, de fapt, la un deznodământ cât de cât favorabil și la repoziționarea României față de vechiul aliat german, din moment ce sovieticii spărseseră frontul la 20 august 1944. Suntem în centru vechi, în spatele Palatului Băncii Naționale, o clădire ridicată, terminată chiar în perioada războiului, pe planurile inginerului Ciulei, tatăl regizorului și actorului Liviu Ciulei. Deci ne aflăm aici pentru că la momentul 23 august 1944, a doua zi, pe 24 august, guvernul s-a refugiat în tezaurul Băncii Naționale. Ce se întâmplase după arestarea antoneștilor, regele s-a refugiat la Dobrița, a plecat în refugiu la Dobrița, în județul Gorj, iar primul ministru, noul prim-ministru, generalul Constantin Sănătescu, a mai rămas în clădirea Palatului Regal până dimineața. Între timp îi predea asta la ora 3 dimineața pe arestați acelui detașament de șoc al Partidului Comunist, urmat din 7-8 membri, care i-a transportat în Vatra Luminoasă. Generalul a rămas peste noapte în Palatul Regal și acum toată lumea se aștepta ca aviația germană să retalieze, să declanșeze atacul de pedepsire. Și pentru a evita pierderile de vieți omenești în rândul noului guvern și pentru a se refugia și a salva viața, noul guvern a luat hotărârea ca să-și instaleze reședința în tezaurul Băncii Naționale. Astfel, ei au venit în amiaza zilei de 24, la ora 10 s-au declanșat, într-adevăr, aviația germană, Stugasurile germane au început atacul asupra Palatului Regal și a clădirilor din prejurul perimetrului
și iar guvernul a apucat să se refugieze aici în Tezaur. Din păcate pentru ei, ei n-au zăbovit prea mult aici. A doua zi au plecat pentru că spațiul era foarte mic, se perindau foarte mulți ofițeri, colonei generali care aveau să asigure comunicațiile cu restul unităților și cu instituțiile, toate instituțiile pentru a fi operative și a funcționa foarte bine. Și astfel s-a dovedit că Tezaurul este inoperabil din punct de vedere logistic și organizatoric. Și atunci Sănătescu a luat decizia în colaborare cu cei de la Comandamentul Militar al Capitalei. Noul șef de stat major era colonelul Nicolae Cristea. Dămăceanu predase conducerea comandamentului în seara zilei de 23 august, pentru că fusese numit subsecretar de stat la interne, iar noul șef de stat major al comandamentului era locotenent colonelul Nicolae Cristea. Șeful, într-adevăr, rămăsese generalul Iosif Teodorescu. E, și în colaborare cu cei de la CMC au stabilit că cel mai bine ar fi ca reședința noului guvern să se mute într-o unitate de transmisiuni. Pentru că, evident, noul guvern avea nevoie de a avea liniile de comunicație deschise și cu cât mai multe instituții și unități militare. Și astfel s-a ajuns la concluzia că regimentul 1 transmisiuni din Bolintin, din pădurea Bolintin, de lângă localitatea Bolintin, ar asigura securitatea noului guvern, dar și această nevoie de operabilitate a facturilor guvernamentale. Și astfel, în ziua de 25 august 1944, noul guvern a părăsit Tezaurul Băncii Naționale pentru a pleca la Bolintin și s-au deplasat la Bolintin. Și astfel putem spune că guvernul României și-a avut reședința timp de o zi în Tezaurul Băncii Naționale. Da, și de aceea ne-am aflat aici, suntem chiar pe ruinele fostului Han Șerban Vodă, pentru că Palatul Băncii Naționale a fost ridicat pe cel mai mare han de la acea vreme, din secolul XIX, hanul Șerban Vodă. Și pentru ca turiștii să poată să-și facă o cât de cât de idee asupra acestui han, mărimii acestui han, primăria a luat decizia de a permite vizibilitatea prin această sticlă. Iar aici suntem în fața Palatului Băncii Naționale, clădit de inginerul Ciulei. În centru vechi am fost în clădirea veche a Băncii Naționale, iar acesta este palatul finalizat în anul 1943 de către inginerul Ciulei. Se vede că pe margine, la baza lui, se vede faptul că avem parte de o fundație foarte proeminentă. O sursă de genul ăsta întâlnim și la Palatul CFR, unde de asemenea avem fundația foarte adâncă și unde există de asemenea un adăpost antierian pentru nevoi în caz de urgență pentru autorități, pentru ca ele să se adăpostească în subsolul Palatului CFR. Deci se vede că este o clădire robustă, Palatul Băncii Naționale a României. Am revenit pe Calea Victoriei. În spatele nostru se regăsește clădirea care a adăpostit Prefectura Poliției Capitalei la momentul 23 august 1944. Este o clădire ridicată în perioada 1934-1936, de către prefectul Poliției Capitalei de la acea vreme, generalul Gavrilă Marinescu, un general care făcea parte din Camarila Regală, apropo de ce am discutat mai devreme. Se zice că a fost fondurile care au asigurat ridicarea acestei clădiri au provenit în marea lor parte din extorcarea șefilor de tripouri clandestine sau de cazinouri și case de toleranță care existau, numeroase case de toleranță care existau în București la acea vreme. Și cu acești bani s-a reușit clădirea în doar 2 ani de zile, după ce prefectul Poliției Capitalei ridicase și clădirea cazarmei gardienilor publici din spatele Palatului Victoria, tot așa în perioada 1930-1932, a avut o eficiență foarte mare, am putea spune, în zilele noastre. Din moment ce ea se află în reconsolidare și restaurare și renovare, din 2010-2011... Cam așa. Cam așa, da. Și nu se aude nici o bormașină. Da, în curând o să facă 2 decenii de reabilitare. Acum o să ne deplasăm către clădirea fostului regiment de jandarmi pedeștri, o unitate de elită care la momentul 23 august 1944 era condusă de colonelul de jandarmi Virgil Ariton. Această unitate ar fi putut avea un rol determinant în schimbarea traseului noii orientări, în sensul în care dacă ar fi intervenit în favoarea lui Ion Antonescu de a-i salva, lucrurile ar fi stat cu totul diferit. La fel, mai exista o unitate de elită, Regimentul Conducătorului Statului, chiar așa se intitula, Regimentul Conducătorului Statului, unitate care asigura paza și protecția mareșalului, ceea ce în ziua de astăzi ar fi un fel de SPP. De asemenea, regele Mihai avea o unitate de elită specială, Batalionul de Gardă Regală, și cei de la Regimentul Conducătorului Statului și cei de la Batalionul de Gardă Regală aveau monogramă pe epoleți. Cei de la Batalionul de Gardă Regală aveau litera M, iar cei de la Regimentul Conducătorului Statului, inițialele lui Ion Antonescu, IA. Comandantul Regimentului Conducătorului Statului nu a acționat pentru șeful superiorul său direct, Ion Antonescu, întrucât în seara zilei de 23 august, colonelul Virgil Ariton, la fel ca ceilalți comandanți de unități din capitală, ei au fost convocați la Comandamentul Militar al Capitalei de către Iosif Teodorescu, comandantul militar al Capitalei, unde li s-a făcut o informare asupra evenimentelor. Și au fost puși în fața situației de a alege. Alege să fiți cu noua orânduire sau cu Ion Antonescu. Și toți în bloc au trecut de partea noului guvern,
Și astfel nici unitatea de elită a lui Ioan Antonescu, regimentul conducătorului statului, și nici regimentul de jandarmi pedestri, condus de colonelul Virgil Ariton, nu au opus rezistență și au lăsat, ba mai mult, și au pus trupele la dispoziție pentru consolidarea noului guvern și pentru alungarea germanilor din capitală. Iar aici, în față, avem, după ce am trecut de prefectura poliției capitale, de curtea interioară, platoul poliției, prefecturii poliției capitalei, fostă miliția municipiului București. Aici avem... Am avut, da. Clădirea regimentului de jandarmi pedeștri era exact pe această linie. Acest regiment, la el se făcea apel de fiecare dată în perioada interbelică, când aveau loc proteste, diferite manifestații și era nevoie de intervenția trupelor de jandarmi. Și imediat se apela la acest regiment, pentru că ei aveau cazarma chiar aici și în această curte interioară. Tot aici unde și-a avut reședința și Departamentul Securității Statului după anul 1959. Deci în acest patrulatel al represiunii, să zicem. Avem poliția, miliția după în perioada comunistă, avem jandarmeria, regimentul de jandarmi pedeștri, care ulterior s-a transformat în trupele de securitate, iar în acel bloc avem direcțiile operative ale securității. Contraspionajul, contrasabotajul și așa mai departe. Deci aici suntem pe strada Eforiei, iar aici, chiar vis-a-vis, avem celebra cinematecă, care funcționează și în zilele noastre și sfătuim pe privitori să vină și să vizioneze filme, că au filme foarte bune la cinematecă. Acestea fiind spuse, aici se termină și materialul nostru. Ne vedem în următorul episod, nu înainte de a scrie în comentarii care sunt clădirile pe lângă care treceți în fiecare zi și pe care vi le-am arătat astăzi cu atât de multă istorie, o istorie multiplă, putem spune. Mihai, îți mulțumim. Mulțumesc și ne vedem data viitoare. Data viitoare. Mai bine.